stărică ca să puteți să primiți cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem să citim un cuvânt din partea Domnului din Matei, capitolul 21, începând de la versetul 12. Evanghelia lui Matei, capitolul 21, versetul 12, pagina 948. Și vom citi numai până la versetul 16. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. După o zi binecuvântată, așa cum știți, fratele Samir și-a adus copilul la binecuvântare și cu o familie și cred că Dumnezeu a revărsat binecuvântarea sa peste noi și peste acești copilași. M-am gândit în seara aceasta să avem un cuvânt, să plecăm de aceea cu o învățătură și cu lucrurile care, chiar dacă le cunoaștem, ne va fi de mare folos dacă astăzi vom face ceva în inima noastră, vom lua o hotărâre cum Dumnezeu va voi să slujim pe Dumnezeu. În primul rând vreau să vă spun, măcar să plecăm cu lucrul acesta din locul acesta, în seara aceasta, observați toate acestea, lucrul acesta, cuvântul acesta în seara aceasta, să plecăm cu cuvântul acesta din Corinteni, capitolul 3, cu 16, pentru că o să vă fie foarte ușor de reținut. Dacă cu toți știm că versetul de aur este scris în Ioan, capitolul 3, cu 16, în seara aceasta mai învățăm un cuvânt pe care îl vom memora, dar nu mai în Ioan 3, cu 16. Este 1 Corinteni 3, cu 16, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că, auziți, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește voi. Amin? Amin. E ușor de memorat. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Vreau să vă spun că cuvântul acesta care în seara aceasta vreau să-l predic nu este alt cuvânt, dacă vreți, decât ca și titlu: Iisus intră în templu. Că lucrul acesta l-am citit din Matei. Iisus a intrat în templu. Dar nu vorbesc de templul acesta de la Ierusalim. În seara aceasta, pentru asta am citat Corinteni 3 cu 16, vorbesc despre templul, inima noastră, unde locuiește Dumnezeu. Templul ca și persoane. Și am vrea să învățăm câteva lucruri în seara aceasta. Atunci când Iisus Hristos a intrat în templu, a făcut ordine. Și a venit cu un citat biblic, zicând că și casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Amin. În seara aceasta învățăm primul lucru: atunci când Iisus intră în templul vieții tale, El face un lucru. El dă afară tot răul din templu, din inima ta. Pentru că, știți de ce? Răul nu poate locui împreună cu Iisus Hristos. Aleluia. Și Pavel vine și spune, auziți, Hristos în noi, nădejdea slavei. Și acolo, în orice inimă, în orice templu al lui Dumnezeu, unde locuiește Hristos și unde stăpânește și domnește Iisus Hristos, răul nu mai are loc. E drept că lucrul acesta
Noi trebuie să fim conștienți, să scoatem tot răul din inima noastră ca să poată să locuiască Iisus Hristos. Pentru că nu se poate. Nu se poate, adică nu pot locui și răul împreună cu Iisus în inima noastră. Și Hristos dorește în seara aceasta tu să spui cu gura ta: Doamne, vreau să locuiești și în templul în inima mea și în viața mea și vreau să domnești peste viața mea. Știți de ce? Pentru că acolo unde domnește Iisus Hristos, nimic de afară nu are nicio putere. Nimeni nu poate să mai intre în teritoriul unde stăpân Hristos și unde domnește Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Observați! 750 de ani în templul nu mai era Dumnezeu. De pe vremea lui Ieremia până când a venit Domnul Iisus Hristos și a intrat în templu și a scos afară tot răul. Haideți să citim, vă rog frumos, din Ieremia capitolul 7 de la versetul 4 și vom înțelege foarte bine acest lucru. Auziți, cuvântul Domnului în Ieremia capitolul 7 cu versetul 4 spune: Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând: Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele și dacă veți înfăptui dreptate unii față de alții, voi locui eu Dumnezeu. Noi trebuie să scoatem, nu cumva să zici pocăii de 10 ani, de 20 de ani, de 15 ani și Hristos să nu mai locuiască în inima ta, în templul vieții tale. De aceea cuvântul Domnului spune: numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, dacă veți căuta fața mea. Auziți ce spune versetul 11? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu. Cuvintele care a venit Domnul Iisus Hristos în Matei: o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul, lăudați să fie numele Domnului. De unde a știut Dumnezeu să zică că voi ați transformat casa tatălui meu într-o peșteră de tâlhari? Pentru că Dumnezeu vestise lucrul acesta în urmă cu 750 de ani. Deci, cuvântul ne învăța să nu ne hrănim cu nădejdi înșelătoare, zicând: voi sunt pocăii. Voi, eu merg la biserică, merg și dimineața și seara. Și Dumnezeu în seara aceasta ne învață ca să putem să fim templul lui Dumnezeu. Trebuie să scoatem afară tot răul din inimile noastre și să-L chemăm să locuiască Hristos, lăudat să fie în numele Domnului. Amin. Observați, în Matei capitolul 6 cu versetul 13, în rugăciunea Tatăl nostru, spune cuvântul Domnului versetul 13: și ne izbăvește de cel rău. Dumnezeu ne poate izbăvi de cel rău numai atunci când inima noastră este predată Lui. Numai atunci când noi ne predăm viața și chemăm pe El să stăpânească peste viața noastră, atunci avem îndrăzneală și spunem, dacă vreți, rugăciunea domnească, unde spune cuvântul lui Dumnezeu: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Lăudați să fie numele Domnului. În Luca capitolul 11, versetul 24-26, este vorba despre Duhul acela care iasă afară. Spune că Duhul, după ce a ieșit afară și vrea să se întoarcă și găsește casa curățită, el se duce și mai ia încă 7 duhuri, auziți, și vine cu el. Deci nu-i suficient să zici: păi gata, mi-am curățit casa. Nu, nu. Și în seara aceasta învățăm că noi trebuie să nu lăsăm casa curățită, dar goală. Noi trebuie să ne curățim casa, dar totodată să o umplem cu Iisus Hristos. Și atunci Duhul nu mai are putere. Dacă ne vom umple inima cu Hristos, dacă ne vom umple inima cu dragoste, cu bunătate, cu credincioșie, cu facerea de bine, templul tău, templul vieții tale, inima ta nu va mai fi goală. Și poate să vină cel rău cu
cât de dur o vrea El. Când inima noastră este plină de Hristos, nu mai are putere cel rău. De aceea îl mărim pe Dumnezeu. Observați, în Marcu capitolul 4 cu versetul 39, cuvântul Domnului spune că a venit, sau dacă vreți, a fost, s-a tulburat marea. Și auziți, marea tulbură. Spune că a venit o furtună mare și marea a fost încercarea, auziți, încercarea ucenicilor. Numai că Iisus vine și mustră și spune cuvântul acesta, taci fără gură. Atât s-a făcut o mare liniște. Domnul, și în ziua aceasta suntem conștienți că indiferent în spatele oricărei încercări, oricărei furtuni, este cel rău. Și Dumnezeu în seara aceasta poruncește să tacă și în viața ta și în inima ta să se facă o mare liniște, lăudat să fie numele Domnului. Ce înțelegem prin lucrul acesta? Primul lucru care îl învățăm în seara aceasta este că atunci când intră Iisus Hristos în inima ta, în templul vieții tale, El scoate afară tot răul, lăudat să fie numele Domnului. Un al doilea lucru care îl învățăm în seara aceasta, când Iisus Hristos intră, auziți, în templul vieții tale, aduce dorința de rugăciune. Înseamnă că dacă nu mai ai dorința rugăciunii, a ieșit Iisus de acolo. Dar în seara aceasta cerem de la Dumnezeu, Doamne, vrem să iți în inima noastră, vrem să iți în templul inimii noastre și lucrul acesta să producă această dorință de rugăciune. Ascultați ce spune versetul 13 din cuvântul care l-am citit. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Adică templul lui Dumnezeu trebuie să fie un templu al rugăciunei. În Filipeni capitolul 4 cu versetul 6 și 7 vreau să dau citire să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni capitolul 4 cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Și auziți, și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Asta învățăm în seara aceasta. Când Iisus Hristos intră în templul inimii noastre, în viața noastră, în primul rând scoate afară tot răul. Și în al doilea rând, aduce rugăciunea în viața noastră. De aceea, Iisus Hristos avea acest obicei. De fiecare dată, după ce făcea minunile cu puterea lui Dumnezeu, El avea obiceiul acesta, se ducea și se ruga. Lăudați să fie numele Domnului. Observați, un alt lucru. Când Dumnezeu intră în templul vieții tale, scoate afară tot răul, aduce în inima ta dorința rugăciunii și un al treilea lucru, aduce vindecare. În versetul 14 spune că niște ori șchiopi au venit la El și i-a vindecat. Spuneau frații noștri la ora de rugăciune, până și apostolul Pavel, care auziți, veneau, puneau bolnavii înaintea lui și vindeca. Alții care nu puteau să-i aducă, veneau cu batiste, cu șorțuri. Și Pavel se ruga și când punea peste bolnavii aceia, bolnavii erau vindecați. El care vindecase, El care înviase. Aduceți-vă aminte că s-a întâmplat cu Eutic. A căzut și spune că era mort. Dar El s-a rugat pentru el și Duhul de viață a intrat din nou în el. Și atâtea lucruri, atâtea minuni pe care le-a făcut Pavel. Ajunge și el într-o situație și frații spuneau, de trei ori m-am rugat să scoată Dumnezeu țepușul acesta din el. Pentru că avea un țepuș Pavel. Avea o boală a ochilor. Și nu era atât de frumos când trebuia să vorbească, datorită că îi curgea ochii, nici înfățișarea lui nu era prea frumoasă. De aceasta spunea că în slăbiciunile lui, Hristos este mare și Hristos este tare, lăudat să fie numele Domnului. Observați,
până și oamenii lui Dumnezeu, poate te-ai întrebat și tu și spun sincer, m-am întrebat și eu. Doamne, au fost cazuri când m-am dus și m-am rugat pentru bolnavi și bolnavii s-au însrotoșit. A fost cazul în care m-am rugat pentru oameni și oamenii au primit eliberare. Oamenii au primit mântuirea. Doamne, de ce nu pot să fac și pentru mine și pentru cei din casa mea? Știi ce vrea Dumnezeu să înțelegem de data aceasta? Că mai întâi pentru El este să facem voia și să împlinim planul Său. Cu privire la noi, nu știm care este planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a chemat la o chemare și noi trebuie să facem lucrul acesta, lăudat să fie numele Domnului. De ce spun lucrul acesta, frații mei? Pentru că noi trebuie să fim ai lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dăruim lui Dumnezeu. Pentru că diavolul nu vine decât să distrugă. În Ioan capitolul 10 cu versetul 10 spune că hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească, să distrugă. Și câte familii nu sunt distruse. Câte familii, câte suflete, câte inimi nu sunt distruse. Dar lăudați să fie numele Domnului. Amin. Că Iisus Hristos este gata să ne redea înapoi ceea ce diavolul ne-a luat. Amin. Mi-aduc aminte când împăratul David cheamă la el un slujitor cu numele de Țipa și îi spune, nu mai este nimeni din casa lui Saul să vă port cu el cu o bunătate ca lui Dumnezeu? Și atunci vine Țipa și spune, împărate, mai este unul olog cu numele de Mefiboșel. E la margine, la Lotebar. Și a spus, du-te și cheamă să vină la mine. S-a dus Țipa, slujitorul împăratului, și l-au adus pe Mefiboșel și l-au pus în fața lui David. M-am gândit la omul acesta, zicea, poate zicea în mintea lui, Doamne, nu mi-este suficient că sunt într-un cărucior cu rotile? Nu mi-este suficient că sunt distrus? Ce-o mai vrea împăratul de la mine? Și auzi ce îi spune David, nu te teme, pentru că în fiecare zi vei sta la masă cu mine și toate ceea ce aparținea lui Ionatan și lui Saul ți se vor da înapoi, lăudați să fie Domnul. Îți spune Domnul seara aceasta, indiferent care e problema ta, indiferent care e durerea ta din inimă, nu te teme, că Iisus Hristos ne va da înapoi ceea ce diavolul ne-a furat. Dacă diavolul ne-a furat pacea din casă, Iisus Hristos este gata să ne redea pacea în casele noastre. Dacă diavolul ne-a furat bucuria și nu putem să ne mai bucurăm în prezența Domnului și în casa lui Dumnezeu, Iisus Hristos este gata să ne redea această bucurie. Lăudați să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, când Iisus este în viața ta și în templul vieții tale, scoate afară tot răul. Aduce dorința de vindecare. Aduce dorința de rugăciune. Aduce vindecare. Chiar dacă trupește, mai întârzie. Poate ești bolnav în trup și întârzie vindecarea trupească. Un singur lucru știu în seara aceasta. Plecăm de aici cu sufletele vindecate în numele lui Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Și auziți, când Iisus intră în templul vieții tale, aduce dorința laude. Cuvântul Domnului spune și e scris lucrul acesta în Psalmul 8. În loc să se bucure fariseii, gărturari, în loc să se bucure că orbi vedeau, toți care erau bolnavi, se vindecau. Pe ei se înfurie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Niște copii, spunea, că strigau Osana fiului David. Și ei s-au umplut de mânie. Și Iisus a zis, oare n-ați citit cuvintele acestea? Tu ai scos din gura copiilor laude, mărit să fie numele Domnului. De aceea vrem ca în seara aceasta, haideți să citim din Evrei capitolul 13 cu 15. În ceea ce privește ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Auziți cuvântul Domnului în Evrei capitolul 13 cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune, prin El să aducem totdeauna Dumnezeului o jertfă de laudă, adică rodul buzelor
care mărturisesc numele lui Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. Amin. Observați, când Iisus intră în templul vieții tale, aduce și această dorință a laudei. Am văzut aici surori și frați, care, dacă vreți, nu este o linie melodică, n-au o linie melodică, dar faptul că Iisus Hristos locuiește și în inima lor, aduce această laudă, această dorință de a lăuda pe Împăratul nostru. E adevărat că o cântare spune că lauda mea este pentru Împăratul. Mărit să fie numele Domnului. Cineva spunea că într-o biserică a fost o lucrare. La început biserica era mai mică și nu avea atâta tehnologie, atâtea microfoane de toate felurile. Nu existau atâtea negative. Și auziți, cântau un grup de frați mai în vârstă. Și în timp ce cântau frații aceștia fără instrumente, fără tehnologie, o soră a avut o vedenie și spune că îngerii lui Dumnezeu stăteau și ascultau cum gruparea aceea de frați îl lăuda pe Dumnezeu. Și se minuna cerul de cântările și nu aveau o linie melodică, nu cântau pe portative, nu cântau pe note, dar faptul că Hristos locuia în inima lor, aveau dorința aceasta de a lăuda pe Dumnezeu. A trecut ani și după aceea cu modernizarea aceasta și au luat stății, dacă vreți, orgi, cor, quattro, microfoane, telefoanele de performanță. Și au început să laudă pe Dumnezeu după tehnologia aceasta. Și după un timp spune că aceea soră, auziți, a avut din nou o vedere din partea lui Dumnezeu. Spune că cerul s-a închis și nimeni nu mai primea jertfa lor de laudă. Auziți, mai bine să zică Dumnezeu m-a lăudat din toată inima mea și jertfa noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Decât să cântăm pe o linie melodică bună și să nu fie primită jertfa noastră. Doresc din toată inima mea Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să locuiască pe deplin în inima noastră. Că Iisus Hristos este în inima și în templul vieții noastre. Scoate afară tot răul. Și de aici oamenii plec cu bucurie zicând, Doamne, seara aceasta vreau să locuiești pe deplin în inima și în viața mea. Că Iisus Hristos este în templul inimii tale. Aduce dorința după rugăciuni. Aduce dorința și El te vindecă. Și nu în ultimul rând, aduce dorința de a lăuda pe Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. S-a cântat melodia de două ori. Dar vreau să vă spun că în Psalmul 27 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune că un lucru cer de la Domn și îl doresc ferbinte. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Dar pentru ce? Auziți? Ca să privesc frumusețea Domnului. Aleluia. Și să mă minunesc de templul Său. Aleluia. Frații mei, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Aleluia. Voi sunteți minunați pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Aleluia.